Bună, oameni! Hei, salut! Eu sunt Mădălin. Iar eu sunt Andrada azi, pentru că ei stăteau așa de obicei. Hei, dacă îți mai crește puțin părul și te aș putea, nu? Da. Da, și da, chiar... Văd potențialul. Aș putea să vorbesc despre telefoane. Ai putea, da, și eu despre PC-uri, că tot da, trebuie să facem asta odată. Treaba asta. Da. Da, sună facem. Foarte bine. Gata. Oricum, dar trebuie timpul să te pentru... și îmbrace hainele mele. Da, asta nu știu dacă asta mi se potrivește. Distractiv. Da, chiar va fi. Bine, eu zic totuși să începem mailbox-ul. Pentru mine este o super onoare să-l fac cu tine. N-am mai făcut un mailbox și de vreo un an. Și pentru mine. Așa că, și da. Ah, da. So cute. So cute. Hai, așa că... Prima întrebare pentru mine vine de la Daniel Alexandru, care zice așa: salut, e riscant să stau doar cu placa integrată la calculator fără să iau placă video dedicată. Am i5-6400 cu Intel HD 530. Băi, trebuie să recunosc că e o întrebare foarte originală și interesantă. N-am auzit-o des. Și cred că primul lucru pe care trebuie să ți-l spun este că placa aia integrată este totuși o bucată dedicată graficii care se află în interiorul chipului de procesor. Așadar, ea e proiectată să susțină jocuri. Nu se întâmplă absolut nimic dacă o folosești pe aceea, dar evident, singurul lucru rău este că n-ai performanța unei plăci video dedicate. Deci stai liniștit, nu e nicio problemă, poți folosi acea placă grafică atât timp cât îți dorește inima ta, pentru că nu se întâmplă absolut nimic rău. Dragoș Constantinescu spune așa: salutare, Andrada! Salutare, Dragoș! Ce părere ai despre telefonul Sony Xperia Z3 Plus? Merită achiziționat? Mulțumesc și baftă în continuare! Dragoș, eu am avut telefonul ăsta în test anul trecut și vine cu îmbunătățiri foarte mici față de predecesorul Sony Xperia Z3. Nu am fost niciodată cei drept o împătimită a telefonelor Sony, așa că poate sunt și puțin subiectivă. Cea mai mare problemă a telefonului e că anul trecut, când l-am testat eu, costa exagerat de mult pentru ceea ce oferă. Prețul a scandalizat toată redacția, pentru că era undeva la 3.000 de lei, între timp am văzut că s-a mai ieftinit, dar tot mi se pare că poți să iei ceva mult mai bun pentru aproximativ același preț. A, și cea mai mare problemă a lui este că se încălzește foarte tare. Se mișcă bine pentru că are 3 GB de memorie RAM și un procesor Snapdragon 810, dar după o perioadă foarte scurtă de utilizare, cred că poți să-i prăjești cartofi pe partea din spate, atât de cald este. În plus, camera face fotografii foarte bune la lumină naturală, dar ei se laudă că se descurcă foarte bine și la întuneric și contrajur, ceea ce este complet fals. Stă bine cu autonomia, nu îi voi contesta această calitate, dar cred că un telefon atât de scump ar putea să vină cu ceva mai mult. Acum să vedem următoarea întrebare. Shinigami 666, super nume, prietenos și toate astea. Salut, Mădălin și Roberto, și bună, Andrada. Aș vrea să-mi creez un PC, am wishlist în care nu apare placa video deoarece nu am momentan destui bani. Sad face. Întrebările mele sunt: ce părere aveți despre wishlist și dacă am putea schimba ceva fără să afectăm prețul total, adică poate adăuga maximum 100 de lei în plus. Wishlist-ul tău, dacă îl nimeresc repejor, așa, conține niște ventilatoare, conține un DVD writer, lucruri pe care ți-aș recomanda să le scoți fiind un calculator de buget. Nu o să ai nevoie de DVD writer-ul ăla cel mai probabil. O placă de bază Asus H81MK și evident un i5-4460, fără placă grafică dedicată. Prin urmare, ce pot să spun în momentul ăsta este că ce ai făcut tu aici este clar o decizie înțeleaptă pentru un calculator low pe care practic tu vrei să obții tot ce poți din bugetul tău. Dar ai făcut un compromis în ceea ce privește carcasa și sursa. Pentru că tu ți-ai luat, practic, o carcasă Segotep S1 Black care conține o sursă de 500 de W. Carcasa plus sursa costă împreună la noi în site, în clipa asta, 120 de lei. Lucrul ăsta poate să însemne că nu este cea mai înțeleaptă decizie pe termen lung. Sistemul tău cu i5-4460 va fi susținut de această sursă
și va putea fi montat în această carcasă. Însă, în clipa în care vei vrea să-ți cumperi o placă dedicată, placă grafică dedicată, îți recomand să schimbi măcar sursa din acest sistem. Deci poți să lași carcasa, dacă ești mulțumit de ea, e ok, dar trebuie să schimbi sursa pentru că are ea 500 de W, dar nu este cea mai strălucită. Și evident că tot ai obținut un deal bun, nu numai că primești cu 120 de lei carcasă și sursă, dar primești și un cooler CPU, că avem o campanie super șmecheră. Deci ai 3 în 1, practic. Și mai departe, ca să continuăm întrebarea ta, ce placă video recomandăm în jur de 800 de lei pentru gaming? Aici iarăși este o... ai mai multe variante, însă eu îți recomand pe la 800 de lei să cauți cel mai ieftin sau undeva în zona cea mai de jos din plăcile GTX 960. Există una chiar pe la 780 de lei, e într-adevăr variantă cu răcire pe turbină, deci dacă te deranjează zgomotul s-ar putea să ai o problemă, dar ca performanță îți maximizează performanța pentru banii pe care îi dai. Altă variantă este să mergi pe GTX 950 sau chiar pe nou lansata RX 460. Și da, cred că ți-am răspuns la majoritatea întrebărilor. Din nou, ca să-ți răspund la partea anterioară, nu cred că am concluzionat-o. Scoate ventilatoarele și DVD writer-ul, păstrează banii aia și pune-i pentru placă grafică și pentru sursă. Și ai văzut că mi-ai pus o întrebare dacă există probleme de compatibilitate sau performanță într-o placă de bază PCI Express 2.0 și o placă video PCI Express 3.0. Nu, nu există nicio problemă, stai liniștit, mai ales la modelele din această gamă de preț, 800 de lei, 1000 de lei, 1500, n-o să simți o limitare. George ne scrie așa, sper că ți-am pronunțat bine numele, dacă nu, nu arunca cu roșii. Pentru Andrada. Ah, ce drăguț de când am mai primit o scrisoare. Caut un ceas multisport cu funcții GPS HR. Mă interesează autonomia bateriei, nu vreau autonomie de 5 ore ca la Fitbit Search. În același timp vreau ca funcțiile HR să fie precise. Din cercetările mele, cam toate ceasurile cu optical HR senzor au probleme cu acuratețea și uneori sunt diferențe mari. Soluția ar fi un device care folosește HR Belt, unde rezultatele sunt destul de reale. Wishlist-ul ar fi în felul următor: Garmin Fenix 3 HR, Polar M400 HR, Suunto Ambit 3 HR, Polar V800 HR. Ce denumiri futuriste! Ce recomanzi dintre cele de mai sus sau alte produse existente pe piață? George, din nou, sper să-ți pronunț bine numele, nu am avut eu ocazia să testez prea multe dispozitive pentru fitness, dar dintre cele menționate de tine știu sigur că Garmin Fenix 3 HR este foarte bun. Bateria am înțeles că durează undeva la o săptămână și îți afișează notificările precum un smartwatch obișnuit, așa că ai 2 în 1. În plus are și o alarmă silențioasă care mie mi se pare foarte tare, pentru că dacă împarți camera cu cineva și tu trebuie să te trezești de vreme, nu trebuie să-l chinui și pe omul respectiv, pentru că pur și simplu îți vibrează ție la încheietură și te trezești și îți vezi de viață. Celelalte menționate de tine am văzut că nu sunt la fel de bine cotate, dar în ceea ce privește precizia funcțiilor HR, am văzut că mai mulți oameni se plângeau de faptul că ceasurile Polar nu sunt chiar la înălțime. Acum, nu știu ce să-ți spun, mai interesează-te, dar eu zic că ai face o alegere foarte bună cu Garmin Fenix 3. Așa. Următoarea întrebare. De la Ștefan Bosancu, sau Boșancu, sau ceva. Vezi, diacriticele în limba română sunt foarte importante. Așa mi-aș fi dat seama. Am o mare nelămurire cu sursele gen Enjoy Titan 580 Plus Bronze 500 de W. Nu contează modelul oricum. Acolo îi arată că are două porturi, două mufe, vreau să spună, pentru PCI Express 6 plus 2. Este compatibilă cu plăcile video care au 6 pini, adică cum ar fi dacă este compatibilă cu HD 4870 sau GTX 950. Să-i spunem chestia asta pentru că nu e sigur și se chinuie să caute o sursă bună, vrea să comande, însă nu e convins că poate să conecteze sursa la placa grafică. Atunci când vezi PCI Express 6 plus 2, asta înseamnă că mufa este compusă din două elemente pe care le poți conecta fie doar pe cea de 6 pini, fie unești cele două elemente și îți devine o mufă de 8 pini. Asta e toată chestia. Deci da, este compatibilă, stai liniștit, nu există nicio problemă de compatibilitate cu orice placă video
Și chiar dacă era o întrebare urgentă și ai așteptat acest mailbox, este timpul să-ți comanzi această sursă pentru că este foarte ok pentru nevoile tale. George spune așa: salut PC Garage, vreau să achiziționez un telefon, dar nu știu exact ce telefon. Buget 800-850 de lei. Mă gândeam la un AllView P8 Imagic. Ce părere aveți? Dacă puteți să-mi recomandați ceva, ar fi ok. George, AllView P8 Imagic e ok, are Android Marshmallow, cameră de la Samsung de 13 megapixel și un acumulator de 2700 de mAh, deci per total e decent. Procesorul, în schimb, este un MediaTek cu 4 nuclee și e destul de slab raportat la preț și la standardele actuale. S-ar putea totuși să nu te deranjeze foarte tare acest aspect. În rest, ți-aș mai recomanda un Huawei P8 Lite sau un Asus Zenfone 2. Am vorbit despre amândouă în mail-urile trecute, în mailbox-urile trecute, deci dacă ne urmărești, cred că nu mai are rost să explic chiar de ce sunt niște telefoane foarte tari. Bun, și o întrebare de la au. Așa mi-au venit, deci întrebările pentru mine așa sunt. Mi-a scris au, mi-a scris Shinigami 666, adică știi, bună ziua, calculatorul meu s-a cam învechit și nu știu ce să fac, să aleg un procesor i3-6100 sau i5-4690. Placa video o să fie mai ușor de ales, acum mă interesează strict procesorul. Mulțumesc anticipat. Dragă au. În principiu, decizia este super simplă, chiar dacă ție ți se pare super tare că i3-ul este din seria Skylake, îți recomand cu căldură i5-4690, considerentul principal fiind faptul că are 4 nuclee, adică pe bune 4 nuclee, nu doar 4 instanțe, nu doar 4 fire de execuție. Așadar, asta este alegerea mea, chit că da, i3-ul teoretic are o frecvență de bază un pic mai mare decât i5-ul, dar stai liniștit, acele două nuclee fizice în plus chiar fac diferența, iar dacă vrei să folosești sistemul ăsta și la gaming și la alte lucruri, vei simți cu adevărat ce înseamnă să ai un calculator quad-core. Deci, decizia asta ar trebui să fie i5-4690. Chiar dacă, într-adevăr, costă cu vreo 600 de lei mai mult decât celălalt procesor pe care l-ai ales tu și era Skylake. Dar mergi pe asta, da? i5-4690. De fapt, stai așa, eu ți-am recomandat i5-4690, pentru că astea au fost cele două variante pe care mi le-ai dat. Dar am stat să mă gândesc un pic și dacă tot te tenta să-ți iei Skylake, de ce nu mergi pe un i5 din seria Skylake? Adică diferența de preț nu prea e. De exemplu, poți să-ți iei chiar mai ieftin decât un 4690, un i5-6600, de exemplu, și performanțele sunt tot pe acolo și ai Skylake și poți să fii mândru că ai placă de bază nouă, DDR4, poți să mergi pe viitor către noi procesoare, deci gândește-te și la asta. Probabil că tu deja ai o variantă de unde poți să cumperi mai ieftin acel 4690, pentru că altfel nu-mi explic de ce ai merge pe seria veche atunci când chiar poți să recurgi la un Skylake. Atât am avut de adăugat. Oameni, acesta a fost mailboxul de astăzi. O, Doamne, nu pot să am fix aceeași energie ca Mădălin. Nu știu cum poate da, omul ăla. Ok, finalul ăsta o să-l faci tu atunci. Eu o să încerc să fiu Andrada, da? Da. Bine, deci, continuă. Da, să spunem că acesta ar fi finalul acestui mailbox. Nu mi este foarte bine să fiu Mădălin, o să se întoarcă și va exploda iar mailbox-ul cu energie. Până atunci noi suntem așa mai tăcuți. Eu am fost Andrada. Și da, ne vedem săptămâna viitoare cu un nou mailbox. V-am zis eu că poate să fie Andrada dacă și tu da, chiar, și lasă părul să crească. Cred că o să-mi fac din asta un obiectiv. Da. Da. O să-ți dau o rochie de-a mea cu flori și să intri în pielea personală, așa cum se pune. Da. Poți să-ți dau tricou cu Batman, sigur, îl vine super bine. Am unul, am și eu. Da, al tău, da, ar trebui să fie mai. Nu, că sunt toate luate de la băieți, cu o singură excepție, dar oricum. Da, bine. Deci ăsta a fost mailbox-ul de astăzi, ne vedem săptămâna viitoare și vă pupăm. Ne-am mai pomenit. Pa, pa!